Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Raluca Cojocaru. Bine v-am regăsit la un nou buletin de știri. Seara trecută, în incinta unui depozit de produse alimentare, a luat foc o autoutilitară parcată. Mai multe detalii vă vom prezenta după titlurile ediției. Ultima lună din an vine cu foarte multe provocări pentru 5 zodii. Femeia care a decis să se căsătorească cu un covor. Sfântul Nicolae este sărbătorit în fiecare an pe 6 decembrie. Seara trecută, în jurul orelor 22, în incinta unui depozit de produse alimentare, a luat foc o autoutilitară parcată. Pompierii ajunși la fața locului au reușit să stingă incendiul care se manifesta în zona motorului, însă mașina a suferit daune majore. Pompierii din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au reușit stingerea unui automobil aflat în flăcări, care staționa în incinta unui depozit aflat pe strada Padeșului. Seara trecută, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o autoutilitară staționată pe strada Padeș din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pompierii au reușit să stingă incendiul în timp util, eliminând riscul acestuia. Incendiul s-a soldat cu pagube materiale însemnate, din fericire, fără nicio victimă. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la compartimentul motor și cabina autovehiculului. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite, cauza probabilă de izbucnire a acestuia fiind determinată de un scurt circuit electric produs de un cablu electric neizolat corespunzător sau cu izolația deteriorată. Cei aflați în apropiere spun că flăcările erau destul de mari, fapt pentru care au sesizat imediat pompierii. O femeie în vârstă de 44 de ani din județul Neamț și-a înjunghiat mortal amantul. Incidentul a avut loc în seara de 1 decembrie, în jurul orei 23, în locuința bărbatului. Potrivit surselor, după ce au consumat alcool și pe fondul unui conflict spontan, femeia ar fi luat un cuțit de bucătărie și l-ar fi înjunghiat de mai multe ori pe bărbatul în vârstă de 62 de ani. Se pare că femeia ar fi recunoscut că l-ar fi lovit cu cuțitul în fața anchetatorilor, informează știrineamț.ro. La data de 2 decembrie, în jurul orei 11, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Sagna au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 62 de ani din Rediu este decedat în imobilul său. Echipa de cercetare s-a deplasat la imobilul în cauză, stabilind că cele sesizate se confirmă. Polițiștii, coordonați de procurorul criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, desfășoară activități de cercetare pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul persoanei. Ne-a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, relatează mesajul.ro. Se spune adesea că frumusețea vine din interior, iar asta nu exclude ceea ce mănânci. Nu există alimente miraculoase care să dea timpul înapoi cu 20 de ani, însă poți să arăți și să te simți mai tânăr cu ajutorul unei diete sănătoase. Există o serie de alimente care pot încetini procesul de îmbătrânire, iar rezultatele au la bază studii și date științifice potrivit lowfood.com. Un studiu din 2021 a arătat că amigdalele au redus aspectul ridurilor și pigmentarea la femeile cu piele deschisă, aflate în postmenopauză, care au consumat 2 pomi de migdale zilnic timp de 6 luni. Migdalele sunt bogate în acizi grași esențiali și furnizează aproape 7 mg de vitamina E antioxidantă. Morcovii, dar și alte fructe și legume, portocalii sau roșii, au un efect cosmetic asupra pielii caucazienilor, oferindu-le o strălucire aurie. Un studiu dintr-o revistă a descoperit că acest fenomen a crescut percepția oamenilor asupra atractivității faciale. Zmeura, căpșunile și afinele conțin ingrediente puternice, antioxidante și antiinflamatoare, care protejează împotriva descompunerii colagenului. În plus, par să îmbunătățească
sănătatea bacteriilor intestinale, care la rândul lor pot reduce pierderile osoase asociate cu vârsta, relatează ziare.com. O bătrână din Vaslui a fost atacată de câinele din gospodărie pe care tocmai voia să îl hrănească. Femeia de 86 de ani avea un câine lup primit de la copii care să o apere de hoți. Doi vecini au auzit strigătele ei disperate și au sărit să o scoată din gura câinelui pe care l-au alungat cu bâtele. Până a venit ambulanța, la mai bine de o oră de la apel, bătrâna a pierdut mult sânge, arată publicația locală Vremea Nouă. Bătrâna Marița din Mânzați a fost în stare gravă și a ajuns la spitalul din Bârlad, unde a fost operată de medicii ortopezi și de chirurgii plastici ai spitalului. Marița avea răni foarte grave, iar vecinii au povestit că a fost efectiv ruptă în urma atacului câinelui periculos. I-a fost efectiv amputat un sfert din brațul drept, are multiple plăgi mușcate pe piciorul stâng și o fractură deschisă la brațul stâng. Chiar și cadrele medicale de pe ambulanța SAJ venită la caz și care i-au acordat primele îngrijiri s-au îngrozit. "Nu am văzut așa ceva până acum," au exclamat acestea. Femeia în vârstă de 86 de ani a fost agresată de propriul câine în curte. Apelul a fost făcut de către un vecin care a auzit strigăte de ajutor. A fost trimisă o ambulanță, iar pacienta a fost găsită în stare gravă. Aceasta era conștientă și coerentă, dar cu dureri importante. A primit ajutor medical și a fost transportată la spitalul Bârlad, a precizat medicul Dan Ungureanu, purtător de cuvânt al SAJ Vaslui, relatează știrile ProTV.ro. Ultima lună din an vine cu foarte multe provocări pentru cinci zodii care vor lua niște decizii neinspirate. Află ce semne zodiacale vor ajunge la sapă de lemn până la sărbătorile de iarnă. Până la Crăciun, cinci zodii reușesc să facă niște alegeri extrem de neinspirate în plan financiar. La jumătatea lunii, acești nativi ar putea să semneze niște acte fără să se gândească foarte mult la consecințe. Astfel, încăpățânarea lor i-ar putea aduce la sapă de lemn, așa că orice asemenea act ar trebui privit cu mai multă seriozitate în perioada următoare. Prima zodie vizată de avertismentul astrologilor este Taurul. Recomandarea lor este să te axezi doar pe cheltuieli urgente și să nu dai iama în daruri scumpe, mai ales că vine luna cadourilor. Cumpătarea este cuvântul pentru tine. De asemenea, evită cu desăvârșire să dai bani cu împrumut, pentru că s-ar putea să nu-i mai vezi niciodată. Deși sunt persoane apropiate de încredere, cel mai bine ar fi să spui că nu ai sau că ai nevoie de ei pentru lucruri esențiale. Un alt semn zodiacal care poate pierde totul în plan financiar este zodia Scorpion. Luna decembrie se anunță cu situații neprevăzute care pot să-i facă pe acești nativi să piardă totul sau să sărăcească. Unele investiții neinspirate sau niște cheltuieli de ultim moment îi vor face pe Scorpion să intre în ultima lună anului 2022 cu mult mai puțin bani și să nu reușească să cumpere lucrurile pe care și le doresc de sărbători. De aceea, această zodie ar trebui să apeleze mai mult la ajutorul celorlalți când vine vorba de cumpărături și afaceri. Las-o mai moale cu risipa, relatează Playtech.ro. O femeie din Marea Britanie a decis să se căsătorească cu un covor după ce a decis că nu mai poate trăi fără el. Covorul mat fusese achiziționat de tânăra mamă a doi copii în urmă cu un an. L-am cumpărat pe mat acum un an și am început să le spun tuturor cât de mult îl iubesc. Am ajuns să o iau în serios după ce prietenii mei au început să mă întrebe în glumă de ce nu mă căsătoresc cu el dacă îl iubesc atât de mult. Petrec foarte mult timp îngrijindu-l, îl curăț, îl aspir de două ori pe zi și mă asigur că arată mereu cât se poate de bine. Nu pot să trăiesc fără el, a declarat femeia potrivit The Sun. În urmă cu câteva luni, unul dintre prietenii mei a spus că poate ar trebui să mă căsătoresc cu el și am decis să fac asta. Sunt foarte fericită, abia aștept să petrec Crăciunul cu Matt, a continuat tânăra în vârstă de 26 de ani. Covorul nu a dorit să facă vreo declarație. Nunta a fost plătită de o companie care produce soluții pentru curățarea covoarelor. Când am auzit povestea lui Becky, am decis că trebuie să ne implicăm, așa că ne-am oferit să plătim nunta și să-i oferim suficientă soluție de curățare, încât să nu mai ducă lipsa vreodată, a afirmat un reprezentant al companiei. Becky nu este prima persoană care se îndrăgostește de un obiect. O femeie în vârstă de 35 de ani din orașul britanic Leeds susține că plănuiește să se căsătorească cu un candelabru pe care l-a botezat Lumier, relatează adevărul.ro. O doctoriță i-a scos fostului prieten toți dinții după ce acesta a părăsit-o pentru altă femeie. Coșmarul pentru acesta a continuat atunci când noua iubită l-a părăsit din cauză că nu mai are dinți în gură.
Doctorița i-a injectat o doză puternică de anestezic și a scos toți dinții, după care i-a înfășurat maxilarul cu un bandaj, pe motiv că au apărut complicații și i-a recomandat să vadă un specialist. Nu am avut niciun motiv să nu o cred, era specialist totuși, dar când am ajuns acasă și m-am uitat în oglindă, nu mi-a venit să cred. Îmi golise gura de dinți, a declarat fostul partener. Noua iubită pentru care renunțase la doctoriță l-a părăsit, motivul fiind că nu poate sta cu un tip care nu are niciun dinte în gură. Acum, bărbatul este nevoit să plătească o avere pentru a-și pune din nou dinții. Fosta acestuia este cercetată pentru malpraxis și abuz de încredere și riscă 3 ani de închisoare. Relatează ziare.com. Ieri a fost semnat la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației contractul pentru realizarea planului de amenajare a teritoriului județului, în urma cererii depuse de Consiliul Județean Mehedinți. Contractul are o valoare de 230.000 de euro. Contractul cu o valoare de 230.000 de euro a fost semnat de vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ramona Cupă în prezența deputatului PSD Mehedinți Alin Chirilă. Planul de amenajare a teritoriului județului reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socioeconomică a județului. Este o documentație amplă ce corelează datele demografice și specificul județului cu planul de amenajare a teritoriului național și planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale, sectoriale și alte programe de dezvoltare. Astfel, cererea de finanțare depusă de Consiliul Județean Mehedinți a fost aprobată. Planul de amenajare a teritoriului județului este important pentru investiții, pentru turism și pentru dezvoltarea unitară a județului. În ultimii ani au fost atrase sume importante de bani în județul Mehedinți și asta datorită echipei de la Consiliul Județean Mehedinți, condusă de președintele Aladin Georgescu. Astfel, investiții importante se derulează în toate domeniile. Sfântul Nicolae este sărbătorit în fiecare an pe 6 decembrie. Este unul dintre cei mai populari sfinți ai creștinătății, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept. Sfântul Nicolae a trăit în timpul împăraților romani, Diocletian și Maximian, un oraș din Asia Mică. A fost hirotonit preot, apoi episcop al cetății Mira din Ținutul Lichia. A fost întemnițat în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor decretate de împărații romani, Diocletian și Maximilian. Acesta a participat la primul sinod ecumenic de la Nicea din 325 și s-a dovedit un puternic apărător al credinței creștine împotriva ereziei ariene. Sfântul ierarh Nicolae este patronul marinarilor și al copiilor, salvatorul celor din temniță și primejdii, ajutătorul săracilor și al celor nedreptățiți, protector al fecioarelor și al călugărilor. De s-ar fi povestit milele lui, una câte una și câte îndurări a arătat către cei săraci, pe câți flămânzi a hrănit, pe câți goi a îmbrăcat și pe câți a răscumpărat de la datornici, apoi nici vremea n-ar fi de ajuns a le povesti, se spune în viața Sfântului Nicolae. Una din relatările ce privesc faptele minunate ale Sfântului Nicolae arată cum a fost miluit un sărac din orașul său, un om care avea 3 fete și pentru că nu avea cu ce trăi, omul acesta se gândea să le dea spre desfrânare, ca prin aceasta să-și câștige existența, căci sărăcia și lipsa aruncă pe om în multe păcate, spune părintele Cleopa Ilie. Auzind de acestea, Sfântul Nicolae s-a dus noaptea pe ascuns la casa săracului și a aruncat o pungă cu galben pe fereastră. Apoi s-a întors la episcopie neștiut de nimeni, aflând banii, tatăl a mulțumit lui Dumnezeu și cu ei și-a căsătorit prima fiică, relatează Digi24.ro. Parlamentul indonezian a aprobat marți un nou cod penal care interzice relațiile intime în afara căsătoriei, cu o pedeapsă de până la un an de închisoare. Controversata măsură îi vizează inclusiv pe străini, ceea ce ar putea afecta turismul într-una dintre marile destinații de vacanță ale lumii.
De asemenea, noul cod le interzice cuplurilor necăsătorite să locuiască împreună. A fost adoptat cu sprijinul tuturor partidelor politice și în ciuda avertismentelor grupurilor de afaceri că ar putea speria turiștii și ar putea dăuna investițiilor. Cu toate acestea, codul nu va intra în vigoare timp de 3 ani pentru a permite elaborarea regulamentelor de implementare. În prezent, Indonezia interzice adulterul, dar nu și sexul premarital. Legile includ de asemenea interzicerea magiei negre, insultarea președintelui sau a instituțiilor statului, răspândirea opiniilor contrare ideologiei statului și organizarea de proteste fără notificare. Criticii spun că noile legi pot fi folosite pentru a controla moralitatea în cea mai mare națiune din lume, cu majoritate musulmană, care a cunoscut o creștere a conservatorismului religios în ultimii ani. Șeful adjunct al Consiliului pentru Industria Turismului din Indonezia a declarat că noul proiect de lege este total contraproductiv, într-un moment în care economia și turismul începeau să-și revină după pandemie. Hotelurile sau orice facilități de cazare sunt ca a doua casă pentru turiști. Odată cu ratificarea acestui cod penal, hotelurile sunt acum locuri problematice, a spus el. Oponenții proiectului de lege au evidențiat articole despre care spun că sunt regresive din punct de vedere social, vor reduce libertatea de exprimare și vor reprezenta un uriaș regres în asigurarea păstrării libertăților democratice după căderea liderului autoritar Suharto în 1998, relatează Digi24.ro. Doamnelor și domnilor, acesta a fost jurnalul nostru de știri. Nu uitați că ne puteți contacta atât pe Facebook, pe pagina oficială Mehedințul meu, cât și la numărul de telefon 0757518299. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc în continuare o seară plăcută. La revedere! Curățenia este primul pas spre civilizație. Noi ne străduim, dar fără ajutorul vostru toate sunt în zadar. Pune deșeurile la locul lor. Un mediu curat este un mediu sănătos. Vrei ca orașul în care trăiești să fie curat și aerul de bună calitate? Păstrează curățenia și colectează selectiv. În containerul albastru, hârtie carton. În containerul galben, plastic metal. În containerul verde, sticlă. Bradner, pentru un mediu curat și o viață sănătoasă.